16. Rachel asculta cu o neliniște teribilă pe care se străduia să nu-și o arate. Stătea într-o celulă improvizată în furnicarul din Billy Button. Fusese dus acolo pe niște alei pe care nu și le mai amintea. El, care pe vremuri putea cutreiera aceleași alei fără posibilitatea de a se rătăci, scăpând de orice urmăritor. Omul care era cu el, îmbrăcat de asemenea în verdele gărzii joranumite, era fie un misionar, fie un educator, fie un fel de teolog ratat. În orice caz, se recomandase cu numele de Sander Nee și debitase un lung mesaj pe care evident îl învățase pe de rost cu un puternic accent dahvid. Dacă oamenii din Dal doresc să se bucure de egalitate, atunci trebuie să se dovedească demn de ea. Legi bune, un comportament liniștit, distracții cuvincioase, toate acestea sunt necesare. Agresivitatea și portul cuțitelor sunt acuzații pe care ceilalți ni le aduc pentru a-și justifica intoleranța. Trebuie să avem o vorbire curată și. Sunt de acord cu tine, gardian nee îl întrerupse Rage. Întru totul de acord, dar eu trebuie să mă întâlnesc cu domnul Joranu. Gardianul dădu ce din cap. Nu se poate. Dacă nu ai vreo programare, vreun permis, ceva... Uite ce e. Eu sunt fiul unui important profesor de la Universitatea Strining, un profesor de matematică. Nu cunosc niciun profesor, parcă spunei că ești din dal. Ba, sigur că sunt din dal. Nu ți-ai dat seama după felul în care vorbesc? Și tatăl tău este profesor la o universitate mare? Nu sună prea plauzibil. Ei bine, este tatăl meu adoptiv." Cardianul se gândi puțin și dădu din cap. Cunoști pe cineva în dal?" Pe mama Rita. Ea mă cunoaște." Era foarte bătrână pe vremea când ea îl cunoștea. Acum probabil că e senilă, poate chiar murise. N-am auzit de ea." Cine altcineva?" Nu cunoscuse vreodată pe cineva care să poată penetra în conștiința fluă a bărbatului din fața sa. Cel mai bun prieten al său fusese un alt puști, pe nume Zmugi. În sfârșit, nu știa să fie avut un alt nume. Chiar și în disperarea sa, Reci nu se vedea întrebând, cunoști pe cineva numit Smugi? Iugo Amaril, spuse el în cele din urmă. O luminiță slabă păru să se aprindă în ochii lui Ni. Nee. Cine? Yugo Amaril, spuse reici plin de speranță. Lucrează pentru tatăl meu adoptiv, la universitate. Și el este daclit? La universitate aia sunt numai dacliți? Dar el și cu mine. El era miner. Și ce face la universitate? Tatăl meu l-a scos din mină, acum opt ani. Bine, am să trimit pe cineva. Rage trebuia să aștepte. Chiar dacă ar fi evadat, unde să se ducă printre aleile încălcite ale Billy fără să fie prins imediat? Trecură 20 de minute înainte ca Nii să se întoarcă împreună cu caporalul care l arestase pe Rage. Rage simți o undă de speranță. Caporalul avea, așa era de presupus, ceva mai mult creier. Cine este dacvitul pe care îl cunoști? Întrebă caporalul. Iugo Amaril, Caporale, un miner pe care tatăl meu l-a descoperit aici în dal cu 8 ani în urmă și l-a luat împreună cu el la Universitatea Strining. Pentru ce a făcut una ca asta? Tatăl meu a considerat că Iugo putea face lucruri mai importante decât mineritul caporale. Ca de exemplu, matematici. El, caporalul, întinse mâna oprindu-l. În ce mine lucra? Regi stătu un moment pe gânduri. Pe atunci eram doar un puști, dar cred că era C2. Destul de aproape. C3. Deci îl cunoști caporale? Nu personal, dar povestea lui este faimoasă în mine, unde am lucrat și eu. De altfel, s-ar putea ca tot așa să fie auzit și tu. Ai vreo dovadă că-l cunoști cu adevărat pe Iugo Amaril? Uite, să spun cum facem. Eu scriu pe o bucățică de hârtie numele meu și numele tatălui meu, după care mai scriu încă un cuvânt. Ia legătura, în ce fel dorești, cu vreun oficial din grupul domnului Joranum. Domnul Joranum va sosi mâine în dal. Și citește numele meu, numele tatălui meu și cuvântul de sub ele. Dacă nu se întâmplă nimic, atunci probabil că aici îmi vor putrezi oasele. Dar eu nu cred că nu se va întâmpla nimic. De fapt, sunt sigur că mă vor scoate imediat de aici, iar tu vei fi promovat pentru că ai transmis informația. Dacă refuz să faci ce ți-am spus, când vor afla că sunt aici și vor afla, vei intra în mare belea. În plus, dacă știi că Iugo Amaril a plecat de aici cu un matematician valoros, gândește-te că același matematician valoros este tatăl meu. Numele lui este Harry Seldon. Figura caporalului arăta clar că numele nu îi era cunoscut. Și care este cuvântul pe care vrei să-l scrii? Întrebă el. Psihoistorie. Caporalul se încruntă. Ce e aia? Nu contează. transmite l și vei vedea ce se întâmplă. Caporalul îi dă două foiță de hârtie smulsă dintr-un carnețel. În regulă. Scrie și vom vedea ce se întâmplă. Reici își dădu seama că tremura. Vroia foarte mult să afle ce se va întâmpla. Totul depindea de persoana cu care va lua caporalul legătura și de braja pe care o putea purta cuvântul.